Salut prietenii, astăzi voi arăta cum descărcăm Windows 7 Enterprise original în variantă de 90 de zile de pe site oficial Microsoft. Deschidem frumos un browser, de preferat să fie Internet Explorer pentru că este produs Microsoft și se împacă bine cu serverele lor. Scriem Windows 7 Enterprise trial și mergem pe primul rezultat. Tecne.microsoft și avem aici pe prima pagină Windows 7 Enterprise original. Avem cerințele minime pentru Windows 7 Enterprise. Când vrem să ne instalăm un Windows mai nou, trebuie să cercetăm anumite requirements-uri pentru sistemul nostru. De exemplu, cerințe minime avem 1 GHz sau mai rapid, pe 32 sau 64. Procesor, 1 GB de RAM pe 32, 2 GB pe 64, 16 GB pe 32 sau 20 pe 64 liber, DirectX 9 sau, cu un procesor WDDM1 sau drivere mai noi, un DVD și acces la internet pentru licențiere. Dacă mergem jos, vom vedea două butoane verzi cu scris alb. Prima este pentru download the 32 bits version, a doua download pe 64 de bits. 32 mai este numit și 86, după cum bine știți. Eu o să aleg versiunea, de exemplu, pe 64, ce am avut și eu, după cum vedeți, este instalată de ieri, versiune nouă. Get started. O să vă explic ce o să faceți după ce expir cele 90 de zile. Dacă nu aveți cont, sign up. Dați aici, eu am cont. Vă sfătuiesc să puneți datele importante ale voastre, reale, nu fictive. De exemplu, în România 0704+40 și începeți direct cu 732, de exemplu, 899, de exemplu, sau cât are, am pus ăla numeral aici. Puneți numărul vostru, tot că s-ar putea să vă trimită un mesaj prin număr de telefon. Nu vă ia credit, nu vă ia absolut nimic. Dacă aveți un cont, introduceți adresa și parola și dăm sign in. Sign in. Închidem autocomplete-ul și, după cum vedeți, ne bagă, introduceți numele vostru, pentru că am un cont, nu cunoaște numele, țara. Aici avem ce Windows rulăm acum până să descărcăm Windows 7. De exemplu, cei care aveți Windows XP, alegeți Windows XP, niciodată să alegeți alt Windows, pentru că dacă alegeți alt Windows, ei își dau seama că mințiți și sunt nevoiți să nu vă mai dea Windows-ul la download. Eu, de exemplu, am avut Windows 7 Release Candidate și ăsta l-am acum, pentru că așa se spune Release Candidate. Ocupația IT Manager, toți trebuie să alegeți IT Manager. Dacă vreți să alegeți cu celelalte, n-aveți decât, dar mai bine IT Manager. Ce vreți să faceți cu Windows 7, să-l evaluăm. Dacă vreți să primiți știu și eu, comunicări cu formate, bla bla. Adresa dumneavoastră de mail pe care o folosiți, nu neapărat adresa contului, de exemplu adresa de Yahoo pe care să vă trimită linkul de verificare. Îi dăm email și dăm continue. Dăm continuare și așteptăm. Așa, acum ne spune, nu ne-a mai dat să mergem pe adresa de mail, dar ne dă un, să spunem, un download manager prin care noi ne pune să descărcăm Windows 7 Enterprise. Dacă o să-l salveți, eu nu o să-l salvați, după ce l-ai instalat, nu o să trebuiască CDK, o să-i dați update-uri, lăsați update-urile pornite și aici unde am eu, aici o să scrie 10 zile până la activare, activate Windows 9. Bineînțeles, să scrie în engleză, de exemplu 10 days activate, ceva de ceva gen, și dați click pe el și o să dați activate now. Cel mai important este să aveți conexiune la internet și să lăsați, după care vă puneți să dați un restart și vă arată aici că mai aveți 89 de zile. După ce expiră cele 89 de zile, dacă, de exemplu, dați calendarul înainte, mergem pe start, scriem CMD, linia de comandă, și există o comandă pe care nu o știu, dar am auzit de acea comandă, ceva cu rearm, cred că dacă îi dau liniuță rearm, băgați și voi.
dacă dați ream, s-ar putea să vă dați din să vă dea iar trailul. Puteți folosi această comandă 3 ori. Dacă aveți tutorial și despre această comandă, puteți să-mi spuneți și eu voi face tutorial la această comandă. Până atunci aveți grijă ce faceți cu un lucru care descărcați, nu-l folosiți în scopuri malițioase sau reintenționați, oricum nu cred că sunt printre noi din aceștia. Ca ar fi, vă mulțumesc ca să stau pe mine, descărcați Windows 7, încă ceva de sfârșit, cum va arăta Windows 7 când descărcați, aceasta este de numirea 7600-16385.0713x64 Enterprise, are 2GB, puteți face un stick bootabil. Ca atât ar fi, vă mulțumesc că ați stat de mine, eu am fost Ionuț, la revedere!